sunt un pic încurcat și de prezența omului negru, care e impunător, credeți-mă, în realitate. Și se apropie de mine, lucru pe care mi-l doresc și nu mi-l doresc în același timp. Râde vreodată omul negru? Nu râde niciodată? Deci nu. Iartă-mă. Pe toate trei mi le oferi? Observați, da? Am luat din servieta celebră cele trei plicuri. 1, 2, 3. Scrie pe ele. 1, 2, 3. Asta pentru corectitudine, să vadă toată lumea că e în regulă. Bine. Să le pun aici și să sun, practic. Acum, a ales calculatorul un înscris la concurs și vom vedea ce va fi. Am înțeles de la colegi că nu s-a dat nici 1000 de euro astăzi, adică au fost deja două concursuri sau câte, nu? Două? Două au fost sau trei? Două, nu? Două concursuri și în Morning Zoo și în programul lui Adi Mihailă. Alo? Alo, bună ziua! Salut! Salut! Deci nu venea să cred. Cristian, bun, sunt, ești în direct la Radio Zoo, nici mie nu vine să cred, crede-o. Deci ascultam acum Radio Zoo în mașină, da? Și cum te speriai de omul negru. De omul negru, crede-mă că e de speriat el așa, în general. Dar e băiat bun, dacă nu îl superi, cam asta e ideea. Da. Și da, mai mult decât atât, cum te numești, spune-mi, te rog? Liviu. Liviu. Din Târgu Mureș. Liviu din Târgu Mureș. Știi despre ce e vorba? Da, toată ziua am ascultat. Toată ziua ai ascultat, deci ești mai mult decât la curent cu... Mulțumim mult de tot, Liviu. Liviu, ai ocazia să câștigi 1000 de euro în momentul ăsta. Cam cum ți se pare? Exact asta. Atât e reacția perfectă. Cam așa. Cred că 90 bătăi pe minut. Fii atent aici. O să te ajut eu să nu ți se facă rău sau ceva. Trecem împreună și peste asta. Ideea e că eu am în momentul ăsta, nu știu dacă tu poți să și vezi pe Facebook sau undeva, am în momentul ăsta în mână, practic, trei plicuri pe care scrie, pe fiecare scrie câte o cifră. 1, 2 și 3. Ideea este că într-unul dintre aceste plicuri există o foaie cu 0 euro, într-unul există o foaie cu 100 de euro și în alt plic există o foaie cu 1000 de euro. Astea sunt cele trei posibilități pentru tine. Eu nu știu ce se află în plicuri, foarte serios să spun, deci habar n-am. Da, am auzit și de la colegi. Așa că tu va trebui să te gândești, dacă ai nevoie, ia-ți acum o secundă, două, gândește-te între 1, 2 și 3 ce vrei să alegi, îmi spui și mai departe, Doamne ajută, sau cum se zice. Ești pregătit, Liviu? Da, sunt pregătit. Te-ai gândit ce plic vrei să alegi? Da. Ia. Plicul cu numărul 3. Plicul cu numărul 3. S-a mai ales astăzi, colegii, vă întreb cu poate. Deci n-a mai ales nimeni plicul cu numărul 3 până acum. Bine, oricum sunt diferite, nu? La fiecare concurs e o altă aranjare a plicurilor, deci nu e la fel. Da. Plicul cu numărul 3. Bine, Liviu, în momentul ăsta sunt și eu emoționat la fel ca tine, pentru că vorbim de o sumă mare de bani. O să te rog să îmi spui, de fapt nu, te-aș ruga să joci după cum cânt eu. Te-aș ruga să îmi spui, înainte de a deschide plicul cu numărul 3, ce plic din cele două rămase ai vrea să deschidem înainte? 1, 2 sau... 1 sau 2? 2. Ai prefera să deschidem direct plicul cu numărul 3? Nu, deci vreau întâi... Deci 2. Numărul 2. Gata, plicul cu numărul 2. N-am de ajuns de multe mâini. Stai să văd. Eu nu văd ce scrie. Vor vedea întâi colegii mei. De euro. E bine, e bine, Liviu. Deci în plicul cu numărul 2 se afla foaia cu 100 de euro, ceea ce înseamnă că nu ai cum să câștigi 100 de euro. Singurele variante care ți-au rămas sunt 0 euro sau 1000 de euro. Da. Deci n-ai scăpat de emoții, nici eu. Bine, acum o să deschid plicul cu numărul 3. Să fii pregătit și să nu leșini în cască, da? Da, da. Bine.
Liviu, la 14 ani de Radio Zoo, la mare, mic sau nimic, în programul meu, ai câștigat 1000 de euro! Live. Să mai faceți concursuri la mine cu bani mulți, asta e ideea. Primul 1000 de euro la mare, mic sau nimic. Unde merg? La Târgu Mureș, am zis bine? Târgu Mureș, da, da. Târgu Mureș, să trăiască. 1000 de euro, Liviu, sunt ai tăi. La 14 ani de Radio Zoo. Băi, mă simt super bine. Așa se fac concursurile. Și stai puțin. Ca să fie totul corect, o să desfac și plicul numărul 1, ca să vadă toată lumea, inclusiv tu, că în el se afla foaia cu 0 euro. Ești foarte tare, Liviu, pe bune, bravo! Super tare! Stai că trebuie să trag puțin sufletul, că nu... Deci sunt, practic, este primul premiu de 1000 de euro pe care îl oferă astăzi Radio Zoo. Deși au mai fost doi oameni care au încercat să câștige banii ăștia. Liviu, dacă ai ceva de transmis, te rog. Eu sunt un pic leșinat. La mulți ani, Zoo, și să țineți tot așa.